Bună seara și bine ați venit la Bistrițeanu Live. Sunt Claudia Andron și dacă e miercuri seara, e medicină pe limba ta. În această seară o să discutăm alături de profesorul kinetoterapeut Adi Chirlejan de la Physiokinetic Bistrița despre magiile care se pot face prin recuperarea cu ajutorul kinetoterapiei. Bună seara și bine ai venit! Să rămânele, bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Să știi că a fost o surpriză și pentru mine să aflu, discutând noi așa înainte de începerea emisiunii, că tu ești și profesor de kinetoterapie, adică predai specialitatea asta. Cum ai ajuns în primul rând să... numai eu vă știu de 10 ani și minunile pe care le faceți la Physiokinetic Bistrița, dar cum ați ajuns? Sunteți doi frați, Adi și Răzvan. Și mai aveți un prieten, nu? Da, un prieten, Andrei Pantiș, care e împreună cu noi chiar de la început. Deci, voi trei ați fondat Physiokinetic Bistrița, o bază de recuperare medicală foarte, foarte serioasă. Care a fost povestea? Cum ați ajuns să faceți kinetoterapie? Și de ce? Practic a fost o pură întâmplare. Mie mi-a plăcut sportul de fiecare... De mic mi-a plăcut sportul foarte mult. Ei, cum era pe atunci, mamele vroiau medicină și atunci am ajuns practic la un compromis. A fost o cale de mijloc, așa m-am dus la medicină cu recuperare medicală. În prima parte, în prima perioadă, practic, n-aveam, eram atras mai mult de ramura și de partea sportivă a problemei și încet, încet, pofta venim mâncând, încât acum îmi place mai mult partea medicală decât ce. Dar a fost o simbioză plăcută și ce pot să zic, a fost din întâmplare. Așa, și uite că ai ajuns să faci ceea ce faci, să aveți niște rezultate recunoscute, adică vă recomandă medicii, lucrați cu cadrele medicale, e o colaborare foarte bună din ce am văzut eu. Dar spune, și pe Răzvan, cum l-ai atras alături de tine? Că bănuiesc că tu ai fost, fiind fratele mai mare, tu ai fost capul răutăților, să zicem așa. Probabil da, așa între ghilimele. Totdeauna nu mi-a plăcut să intervin sau să mă implic în viața personală a nimănui, decât să dau poate anumite sfaturi. Am lăsat să fie independent, inclusiv și fratele meu, cu toate că, practic, la un moment dat am avut și un aport și eu în creșterea lui, fiind mai mare cu 11 ani decât el. La fel, el a vrut să dea la sport, vrea la sport neapărat. Eu, deja practicând, am zis, ok, dacă neapărat vrei sportul, fiind și pe componenta și în învățământ și știind ce se întâmplă, era o piață, cum să zic eu, super aglomerată, full aici în învățământ, era foarte greu să prinzi o catedră. Da, da. Și atunci am încercat să-i dau un sfat, am zis, ok, du-te în cadrul sportului, și dar fă totuși kinetoterapia, poate pot să te ajut și eu cândva. Imaginându-mi că o să lucrăm pe viitor chiar împreună. Sau și să... ce echipă formidabilă faceți, da, împreună. Mă bucur, ne completăm, toți trei ne completăm împreună cu Andrei foarte mult. E o încredere reciprocă în ceea ce facem și ne simțim bine. Adică ne simțim bine în ceea ce facem pentru că noi considerăm... E mai mult un hobby, practic, e un hobby. Jumătate, cel puțin jumătate din viață ți-o petreci la serviciu și dacă faci și te duci și faci ceva numai așa în ideea de a te duce, să te uitându-te la ceas și să treacă timpul, nu mi se pare ok. Adică dacă reușești să faci încât meseria ta, jobul tău să fie și un hobby, atunci ești într-adevăr o persoană fericită și vei avea și performanțe. Da. Și ideea Physiokinetic cum v-a venit? Aici, iarăși, e o chestie foarte interesantă. Eu aveam o anumită experiență, lucream de foarte mult timp, dar eram o persoană, nici nu știu cum să-mi exprim din punctul ăsta de vedere, mi-era destul de frică de anumite provocări. Mergeam mai mult pe componenta de siguranță. Au venit băieții din spate cu inocența aia dată de tinerețe, Și cu visele, că în tinerețe ai, da, bine, erau, poate opri nimeni orice este posibil. Era inconștiența aia dată de tinerețe, probabil, dar o inconștiență plăcută.
Și am zis, haide să, hai să facem, nu mai toți lucrăm pe la pacienți pe acasă să lucreze așa, hai să facem noi business-ul nostru, să facem, să ajutăm oamenii, să facem firma noastră. Și am zis, uite, facem o cămăruță acolo, mergeți, mă, n-avem cum să facem o recuperare în așa ceva. Bine, facem în două. Și așa am început. Am avut două camere micuțe, așa, și toți trei, știu, țin minte când a venit prima pacientă, toți trei, nu știam cum să ne învârtim pe lângă ea. Avem un pacient, avem un pacient. Era ceva foarte frumos. Bun. Haide acum să intrăm în temă și o să-i rog frumos pe cei care ne urmăresc, dacă au întrebări pe care vor să ți le adreseze, să îndrăznească, eu am să le citesc. Hai să le explicăm tuturor ce faceți voi acolo prin kinetoterapie și aș vrea să pornim, eu știu așa, că faceți de la recuperare de la copii, de la bebeluși și până la seniori, pensionarii noștri care au și ei nenumărate probleme pe care vor să le rezolve și să-și recapete mobilitatea sau anumite abilități. Hai să începem cu cea mai mică grupă de vârstă. De ce vin mămicile cu bebeluși la voi? Ce puteți voi să faceți pentru ele, pentru copilaș? Acum, vorbind de partea de pediatrie, în general ar fi foarte bine ca mămicile să vină la noi având o anumită cultură care ar trebui să le fie explicată inclusiv de către cadrele medicale, pentru că nu trebuie neapărat să vină în momentul când ar sesiza sau când este diagnosticat bebelușul cu o anumită problemă, cu o problemă patologică. Corect ar fi în prima perioadă, când ele mai ales nu au cunoștințele necesare, în perioada de dezvoltare din punct de vedere a etapei neuromotorii, a copilului, de dezvoltare din punct de vedere neuromotor, nu prea știu ce ar trebui să facă copilul respectiv, cronologic vorbind, pentru că el au anumite... La 3 luni trebuie acțiuni, să urmărește da, asta, la 6 luni asta, altceva, la 9 luni asta, altceva. Da. Ei, și atunci noi am putea să facem anumite evaluări în care să cuantificăm și să analizăm pur și simplu dacă copilul respectiv se dezvoltă normal din toate punctele de vedere. Sunt tot felul de teste care se fac, în care se analizează și din punct de vedere neurologic, ortopedic, se dau tot felul de indicații în care trebuie să spui, ok, știi, până la 3 luni, mai ales dacă sunt fetițe, ar fi foarte bine să fac o ecografie de șold pentru a elimina displaziile sau luxațiile congenitale. Se dau indicații de genul respectiv, în care putem să ne dăm seama dacă e dezvoltată. Bune, aici toți suntem diferiți și dăm plus, minus o lună, încât nu toți trebuie să fie la fel. E ok sau trebuie să intervenim pe componenta respectivă. Adică, de multe ori se spune, uite, nu e dezvoltat bine din punctul de, în etapa respectivă de dezvoltare neuromotorie și atunci noi, prin anumite tehnici de recuperare medicală, practic îi transmitem copilului pe un sistem de feedback, adică în condiții normale sistemul nervos central îi transmite prin sistemul inervație sistem muscular, ce ar trebui să facă copilul. Neputând, neavând capacitatea să facă așa, noi mergem invers. Ne jucăm cu el prin ludoterapie, jonglăm, încât îi trebuie să transmitem invers sistemului nervos central, așa trebuie să faci creierului, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci. Dacă el nu e capabil să facă acțiunea motrică, mișcarea respectivă, îl învățăm noi cum să facă mișcarea respectivă și prin tehnici repetitive transmitem așa trebuie să facem, cât el o preia și o dezvoltă normal. Mai departe. Când va fi mare, nu va ști că a avut o disfuncție pe chestia respectivă. Când era mititel. Care sunt, nu știu, afecțiunile, patologiile cu care vin mămicile cu copii mici la voi să-i ajutați? Vin imediat după naștere? Spuneai că ar fi indicat să fie așa. Dar spune-mi, din ceea ce ați tratat voi până acum, sau, de exemplu, observă că la un an de zile copilașul nu umblă bine, nu calcă bine. Care sunt problemele cu care vin părinții la voi? Problemele majore, în general, sunt probleme neurologice datorate în principal hipoxiilor.
hipoxiilor datora hipoxiei din timpul nașterilor. Din timpul nașterii, traumei din timpul nașterii. Ei, părinții tocmai de asta am spus că ar fi foarte bine ca să vină, ca să analizăm etapizat, pentru că nu-și dau seama decât marea majoritate, mult mai târziu, copilul nu face ce ar trebui să facă în etapa respectivă. Ei, de multe ori se ajunge prea târziu. Deci majoritatea afecțiunilor sunt afecțiuni datorate hipoxiei, afecțiuni neurologice, tetrapareze de genul respectiv. Dar știu că aveți cazuri de genul ăsta cu care lucrați uneori și de ani de zile în recuperare. Sigur. Cu foarte multe probleme au venit în ultimul timp cu probleme ortopedice, de torticolis, de exemplu. Stau cu căpuțul într-o parte. Există un anumit mușchi sternocleidomastoidean, se numește, care are o activitate foarte importantă din punct de vedere al lateralității și a mișcării de rotație a capului. Ei, dacă copilul stă puțin în perioada intrauterină, mama e puțin mai strântă, copilul stă cu capul într-o parte, atunci există posibilitatea ca mușchiul respectiv să nu să fie mai scurt, să nu aibă elasticitatea suficientă și copilul vine cu capul într-o parte. Ei, noi analizăm dacă e o problemă ortopedică sau el mai poate să stea cu căpuțul într-o parte și într-o problemă de disfuncție neurologică, iarăși când sunt probleme neuronale. Dar dacă ne dăm seama că e o problemă ortopedică, atunci se intervine, dacă nu e prea scurt mușchiul respectiv, încât, în general, un torticolis congenital, funcțional, undeva în jurul vârstei de 8 luni, nu mai trebuie să intervină operator, să traumatizeze copilul, pentru că noi, prin anumite tehnici, îi redăm elasticitatea acelui mușchi, da. Sigur, încât... Cum îi zicea? Sternocleidomastoidian. Da, o să încerc, dar nu acum, că nu vreau să mă fac de penibil în emisiunea asta. Nu, e simplu, pentru că vine tot... Aici toate chestiile astea sunt foarte logice. Se prinde pe stern, pe claviculă vine și mastoide undeva și atunci da, vine, e foarte logic, dar n-aș vrea să-mi fracturez limba, să ajung cu vreo fractură de limbă la voi, că ăsta ar fi un caz grav. Da. Uite, Ali Tomi zice, Adi e senzațional, de două ori a făcut minuni cu mine, mulțumesc lui și echipei. Olimpia Livia Vârtic, mult succes. O să vă rog frumos, dacă aveți întrebări pe care vreți să-i le puneți lui Adi, să profitați de prezența lui în această seară aici, o să vă răspundă cu mare drag. Bun, ne-ai spus, deci dacă până la 8 luni este adus copilul, vedem că stă cu căpuțul ușor într-o parte, voi puteți să reglați să nu se mai ajungă la operație pentru a reabilitatea. Cu siguranță, de preferabil să fie adus cât mai repede. Cât mai repede, bun. Deci ăsta ar fi un semn. Dacă mama vede că copilul stă cu căpuțul ușor într-o parte, vine la voi pentru evaluare să vedem dacă nu este o malformație congenitală, ziceai tu. Nu e, cam... Da, practic e tot o malformație congenitală. Genitală, datorită unei poziții vicioase intrauterine. Bun. În cazurile de hipoxie la naștere, hipoxia, pentru cei care nu știu că suntem la emisiunea Medicină pe Limba Ta, este lipsa de oxigen de la naștere. Se poate întâmpla pe canal, în expulzie, să pruncul să rămână fără oxigen și asta poate să... Eu știu că ați tratat mulți copii. Cam câți copii ați avut în recuperare la voi și în care caz ați reușit, nu știu, cea mai mare magie și dacă este și aici vreo indicație să se intervină cât mai timpuriu? Știu că în cazurile severe e... Exact. Acum nu pot să dau numărul de pacienți, pentru că pe parcursul am, de exemplu, 32 de ani de experiență din punct de vedere a recuperării medicale. Sunt foarte mulți copii, foarte, foarte mulți copii care au trecut prin mâna noastră. Dar cu cât afectarea din punct de vedere pe sistem nervos central e mai mică, cu atâta șansele sunt de reușită sunt într-adevăr de recuperare sunt mai mari. Există, ați avut astfel de cazuri? Da. Adică cu hipoxie ușoară la naștere și pe care... Nu se pune problema o hipoxie ușoară să nu fie, pentru că hipoxia ușoară apare deja din punct de vedere cerebral afectări minore și atunci toate sunt recuperabile. Ei, în momentul când apar afectări majore, atunci se intervine interdisciplinar cu tot felul, de la medicamentație, la, ce să zic, inclusiv apar
Disfuncțiile respective sunt, în general, cu afectare motorie, musculatură flască sau spastică. Sau musculatura e foarte slăbită, sau apare foarte o musculatură rigidă. Foarte rigidă, spastică, care, netratate corespunzător, dă la fel la anumite redori cu disfuncții a mânuțelor, a picioarelor, din toate punctele de vedere, cu impotență funcțională definitivă. Atât pe membrele, dacă e vorba de tetra, membrele superioare, membrele inferioare, poate apărea pe un hemicorp, dacă e vorba de o hemipareză, în general apare o disfuncție pe sistem încrucișat, pentru că apare pe creier pe o anumită parte, dacă apare pe dreapta, pe hemicorp, disfuncția motorie va apărea încrucișat pe partea stângă. Ideea e să ajunge să face tot felul de infiltrații, așa zise, cu toxină botulinică, inclusiv toxină botulinică care e considerată miorelaxantă și ne lasă. E pe o perioadă limitată, acum discuțiile sunt diversificate, unii spun 6 luni, alții 3 luni. Ideea, musculatura devine, e o substanță miorelaxantă pentru musculatură, deci musculatura devine mai relaxată încât ne lasă pe noi să lucrăm în perioada respectivă. După care, dacă afectarea motorie e gravă, revine spasticitatea. Deci noi încercăm să folosim în etapa respectivă, să folosim cât mai mult timpul pentru a încerca să recuperăm până reapare spasticitatea respectivă. Bun. Hai să creștem grupa de vârstă. Copilașii de grădiniță. Au venit mămici cu copilași de grădiniță la voi și cu ce probleme? Da. Acum, din păcate, majoritatea problemelor sunt probleme de postură a spatelor în general. Așa, deja am și îndrept spatele, așa. Cifozelor, doze, scolioze, la probleme ortopedice. La vârste atât de mici? Da, din păcate da. Din păcate da. Acum, ca să explicăm scoliozele, apar niște probleme de postură în plan frontal stânga-dreapta, pot fi compensate, pot sub formă de C, pot fi compensatorii sub formă de S, cifozele sau lordozele mergând plan sagital, e vorba de gibozitatea respectivă, creșterea curburilor, atât de mici din păcate. Și majoritatea copiilor au problemele respective, datorită unor factori social multipli, de la probleme a mamelor, de la factori de stres, de la alimentație, de la lipsă de mișcare, de la, nu știu ce să zic, factorii clar sunt multipli, pentru că mai de mult nu se întâlneau problemele respective. Acum, dacă mai prind și o triadă favorizantă, triada respectivă înseamnă un sistem osos mai maleabil decât normal, tip rachitic. De asta noi indicăm și atunci mămicelor Vigantolul, verificăm, vedem dacă se dă, nu se dă în perioada respectivă. În momentul când apare un sistem osos tip o carență a vitaminei D3 pe sistem osos deficitar, rachitic, pe o laxitate ligamentară și o hipotonie musculară, atunci în momentul când crește copilul, practic are un sistem osos destul de mare, pe niște pârghii de susținere, grupele musculare care rămân în urmă în perioada respectivă, dacă atunci au atitudini vicioase, stat greșit la calculator, transport greșit a obiectelor, activități predominant unilateral, atunci încep să se strâmbe, din păcate, de spate. Și foarte important să se sesizeze chestiile respective de către părinți, pentru că majoritatea ne vine, apoi n-am văzut. Cum să nu-ți vezi copilul? Deci e inadmisibil când au niște, un unghi cob. Ce înseamnă? Deci explică-ne. Unghi cob, ok. Așa. În condițiile normale, radiografic, se face o analiză, se trage la unghiul maxim a platourilor vertebrale, se trag niște tangente și se stabilește un anumit unghi cob care îmi dă evoluția, practic, cât, dar bun, care e nivelul mie, de evoluție. Eu ca mamă, ce nu văd ei? Deci ce, adică ce ar trebui să fie vizibil și noi nu vedem? Deci ei vin în niște faze foarte avansate. Așa. În care e extra, nu trebuie să vezi doar tu ca specialist să observi imediat chestia asta. Deci imediat niște deformații marcante. Vezi un omoplat care e mai sus, un omoplat care e mai jos. Aha. Vezi un unghi aici la mână care e unul mult mai marcant, altul celălalt. Este tot felul de bazinul, îți dă un mers diferențiat. Este tot felul de chestii care practic sunt vizibile și n-ai tu cum să nu vezi copilul. Apoi mi-a fost rușine că ea e fetiță și n-am văzut-o niciodată. Nu m-am uitat, n-am vrut să mă uit, n-am vrut să se jeneze. Și vin niște,
Acum, ce înseamnă unghiul respectiv? Practic, undeva până la 20-30 de grade la un unghi cob, analizat radiografic, noi putem să recuperăm prin gimnastică medicală. Dacă unghiul respectiv crește, atunci undeva între 20 de grade și 50 de grade e vorba deja de corset de oprire a evoluției împreună cu gimnastica medicală. Corset care e destul de invalidant pentru persoana respectivă. E un corset, se face un mulaj cu negativ, așa care se oprească din plastic și îl porți 23 de ore din 24. Iar peste 50 de grade e vorba de operator. Tije laterale de consolidare coloană, tije cu care rămâne... Și ai întâlnit astfel de cazuri grave în care... Da, da. Una e o evoluție simplă și evoluțiile galopante în general sunt pe triada respectivă care v-am spus, sistem rachitism în general, laxitate ligamentară, hipotonie musculară. Atunci factorul de risc e în câteva luni să crească gradul foarte, dacă copilul stă în niște poziții vicioase și tu nu observi, poate să crească unghiurile extrem de mare încât nu se mai poate face nimic. Deci de la recuperare medicală, care ar fi ajunge câteva operator, ședințe, ajungi la, operații. Sigur. Da, pentru că acolo disfuncțiile sunt multiple. Apar deja, se schimbă unghiul coastelor, alte presiuni asupra organelor interne. Exact, da. Și de acolo dau o întreagă serie de probleme care pot afecta organismul pe toată durata vieții. O viață întreagă. Bun, deci mămicile să fie atente la copilul de grădiniță, dacă are o poziție vicioasă, nu dacă un număr e mai sus, unul mai jos. Sunt corect. Semne care ar putea să indice, sau un mers care este acum anormal. Noi facem o analiză posturologică, o analiză posturală statică și facem o analiză dinamică. În analiza respectivă statică vezi imediat copilul. Ce probleme sunt aici? Exact ca și la o casă. Dacă fundația nu e ok, vor fi probleme și la etaj. Deci facem inclusiv o amprentă plantară, prin care vedem ce se întâmplă cu postura respectivă, dacă copilul are un picior plat, are un picior cav, dacă având o laxitate ligamentară... Nu, un pic, să nu-mi zici că voi faceți și ortezele alea pentru copii? Noi trimitem pentru orteze. Trimiteți pentru orteze? Noi trimitem pentru orteze. Discutăm după emisiune. Sigur, noi trimitem pentru orteze. Aici încercăm să spun că un copil care are o laxitate ligamentară... Da, laxitate ligamentară, să le explicăm oamenilor ce sunt. Da. Niște ligamente foarte moli, sunt foarte flexibili peste lungi, medie. Un pic mai lungi decât normal, da. Ligamentele sunt cele care țin din punct de vedere pasiv oasele prinse între ele, da? Da. Ele nu au capacitatea ca și un tendon care face parte din mușchi, nu au capacitatea elastică de a se întinde sau ele atâta îs. Ligamentele respective. Și atunci nu se mai poate interveni, nu se intervine ortopedic, ar trebui chirurgical să le scurtez. Nimeni nu face așa ceva, că e foarte invalidant. Ei, singura stabilizare articulară care o poți să o faci e printr-un tonus muscular adecvat, prin mișcare. Deci, practic, copilul ar trebui să aibă un tonus muscular corespunzător în jurul zonei lezionale sau în jurul zonei articulare. Tonusul respectiv e cel care stabilizează articulația și preia din tensiunea care se transferă greșit la nivel articular. Deci singura chestie de asta indicăm, în general, nu trebuie să faci sport de performanță neapărat. Mișcare, trebuie să faci sport de masă, pentru că e una dintre primele indicații care le dăm copiilor cu laxități. Ei când cresc în greutate, când copilul crește, apasă greutatea și gravitația asupra articulațiilor. Și pleacă picioarele, stânga-dreapta. Se duc piciorusele, dacă se duc piciorusele valg, se duc în lateral, rămân ixoși, se duc, au genul valgum sau tot felul de deformații, deci totul pornește de jos. Totul pornește de jos, inclusiv ghetuțele respective de care spunea, ghetuțele... Platform. De care, ok. Da, da. Există două tipuri pe care acum sunt privite destul de greșit. Pentru că într-o laxitate ligamentară există la fel posibilitatea să fie căzută bolta plantară. Aici există un ligament transvers care înține oasele tarsiene și metatarsiene să nu cadă jos. El fiind mai... lung puțin decât normal, atunci am dispare, afară un platus grad 1, grad 2, grad 3, depinde. E ok, atunci e suficient un talonet. În momentul când copilul are și o laxitate ligamentară, la gleznă noi avem și alte ligamente colaterale și alte, și alealte nu susțin. Deci nu e normal asta de aici. Și atunci ai cade și pe marginea internă, atunci trebuie o ghetuță care trebuie să fie undeva
pe, dintr-un material mai tare și să fie peste maleole. Adică au, are susținere ca și o orteză, ceva da, de genul. Care respectiv, sunt maleolele? Ou picioarelor? Ou picioarelor. Așa, avem cum zici, că suntem la medicină pe limba ta și așa, să ne înțeleagă da. Oamenii. Cred, Elena, îi mulțumesc. Domnului doctor nu este doctor, este kinetoterapeut. Ești doctor? Nu, am terminat medicina, făceam altfel. Atunci am făcut 5 ani, supra-specializări vreo 8 ani. Lumea îmi zice domn da, doctor, e... dar nu... A, e ok să ți se zică domnul doctor. Eu, practic, sunt fiziokinetoterapeut. A, așa. N-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Îi mulțumesc domnului doctor, care împreună cu Denis Alexandru l-au pus la picioare la propriu pe soțul meu și recuperarea continuă. Ciprian Constantinescu, cervicala mea afectată de un accident auto, îl salută cu drag pe Adi, l-am recomandat multor prieteni și colegi de suferință să discute cu Adi și după să vadă ce fac cu problema lor. Da, bun, hai să mergem mai departe. Deci dacă observăm la copil, calcă în interior, orice semne care trebuie să ajungem la voi, la un kinetoterapeut pentru o evaluare serioasă și stabilirea unui plan. Sigur, nu numai la noi. Aici e o muncă interdisciplinară. Așa. Ține de ortopedie, trebuie să meargă la medic ortoped îl trimite la noi. Deci se fac niște evaluări complexe din toate punctele de vedere. Recomandarea mea, nu numai la noi să vină, să caute în funcție de specialitățile care sunt. Noi lucrăm interdisciplinar. Noi lucrăm pe ortopedie, reumatologie, geriatrie, neurologie, nu contează, din toate punctele de vedere, așa am fost obișnuiți, așa învățam atunci. Deci medicii vă trimit vouă pacienților cu afecțiuni pentru recuperare. Și noi invers, noi trimitem medicilor la fel pacienții respectivi, pentru că e o muncă în echipă, o muncă interdisciplinară. Voi vorbiți cu medicii, de exemplu, când este un caz, nu știu, este un caz și tu la un moment dat iei legătura cu medicul și te sfătuiești cu el cum abordezi cazul respectiv? Așa e corect, din toate punctele de vedere. Fiecare știe partea felia lui. Adică, acum cum să zice, de exemplu, post-operator, dacă trimite un caz medicul, noi nu lucrăm după ureche. Nu lucrăm global, lucrăm analitic, orice caz, orice se întâmplă, individualizat. Încât lucrăm, nu primim pacienți fără un istoric medical. Istoricul respectiv, dacă, de exemplu, a fost o operație, nu mă interesează numai diagnosticarea. Mă interesează și cum s-a făcut în epicriza respectivă, în fișa, în istoric, se scrie cum s-a făcut operația respectivă. Și noi fiecare caz îl tratăm în funcție nu numai de diagnostic, ci și de operație. Dau un exemplu. Un genunchi, de exemplu, da. Așa. Dacă s-a intervenit pe o ligamentoplastie, da? Pe un ligament încrucișat anterior înlocuit, da? Avem o anumită abordare. Dacă în genunchiul respectiv s-a intervenit și cu o meniscectomie, cu o problemă la menisc, avem un alt tip de abordare. Dacă se fac niște microforaje, se fac niște, la un moment dat, se provoacă niște microfracturi cu rol de revascularizare. Păi atunci altfel abordăm pacientul, pentru că ăla zice microfracturi. N-avem voie să încărcăm piciorul la fel ca și într-o ligamentoplastie simplă. Perioada de încărcare când punem piciorul, când pune pacientul piciorul jos sau când începem, e mult mai târzie din punctul ăsta de vedere. Deci, practic, noi în momentul când facem un plan de recuperare, când stabilim un protocol și un plan de recuperare, ținem cont de N factor. Deci nu numai, totul individualizat din toate punctele de vedere. Deci pe fiecare pacient este o abordare diferită în funcție de istoricul medical din toate punctele de vedere și în funcție de materialul lui. Cum să spun, eu nu sunt de acord cu tipurile astea de recuperare în care tu dai, inclusiv în medicina sportivă, să zicem, s-o luat așa din punctul ăsta de vedere, având experiență și aici, sunt fiziokinetoterapeut și la Gloria, la echipa de handbal a fetelor sau așa, dai un plan de tratament unui pacient pe internet sau pe o perioadă de 3 luni fără să... Păi nu există. Noi putem să schimbăm tipul de exerciții sau tipul de tratament și în ziua respectivă. În funcție de ceea ce îmi transmite, pentru că cel mai bun diagnostician pentru el însuși e pacientul. El știe, eu știu din punct de vedere teoretic ce ar trebui să se întâmple, dar ascult de pacient, de organismul lui. Dar bineînțeles, el poate să fie obosit în ziua respectivă, el poate să simtă un disconfort pe un anumit și atunci imediat mă adaptez și trebuie să schimb.
Deci tipul de tratament trebuie să fie făcut individualizat, din toate punctele de vedere. Chestii de alea că dăm pe 3 luni de zile și te văd peste 3 luni și așa ceva. Nu există. Da. Bun, hai să ne întoarcem la copiii de școală. Cu ce probleme vin părinții cu copiii de școală? Știm cu toți, a fost o întreagă discuție de greutatea ghiozdanelor. Eu i-am cântărit fiimii înainte de Crăciun ghiozdanul, deci avea 4,8 kg. Ghiozdanul ei. Bine, și-a și luat vreo 3 cărți să le citească în pauză și care au fost mai groase din bibliotecă, nu și-a vrut să impresioneze acolo, dar am cântărit ghiozdanul că am fost șocată când l-am luat așa în mână, 4,8 kg avea ghiozdanul. Cu ce probleme vin părinții cu copii de școală? Ei, și aici, în general, pentru că vârsta și la cei de și la copii de școală și problemele nu sunt foarte mult schimbate față de cei grupa mici. Grupa de grădiniță, așa. Nu. Dar, deci tot așa, poziții vicioase, un spate care nu stă drept. În majoritatea cazurilor, da. În mare mers incorrect. Dacă vorbim de tipul ăsta de afecțiuni, pentru că, Doamne ferește, mai sunt și probleme post-traumatice pe care le abordăm. O să discutăm imediat de minunile pe care le faceți voi. Mai sunt tot felul de accidente. Am avut tot felul de pacienți loviți de tren. Acum numai ca să, cum să spunem, s-a oprit mașina pe șina ferată, pe calea ferată. Vă dați seama care e impactul cu tot, cu stând în comă indusă câte 3 luni de zile, având stare vegetativă practic aproape nicio funcție decât respirație și acolo intubat, da? În pamper sau alte cele și pe tipuri de astea de pacienți, aici considerăm noi că e marea performanță, să iei un pacient care se consideră că nu mai are șanse, că e pe o problemă de sistem nervos central sau pe un accident, o problemă de sistem nervos periferic, un accident la nivel de coloană cu afectare de parapareză sau deci, de... Deci teoretic vine pacientul într-un scaun cu rotile și voi reușiți să-l puneți pe picioare și asta vi se pare pe marea voastră performanță. Am avut câteva cazuri în care îmi pare rău că nu ne-am ocupat și de partea de marketing cum trebuie, încât să monitorizăm, să filmăm toate evoluțiile respective, pentru că erau... Acolo considerăm că e performanța din punctele astea de vedere. Un pacient, tot așa cum am spus, lovit de tren, în care a avut toate disfuncțiile neurologice din punctul ăsta de vedere, a ajuns de la IEF, să intre la IEF, să schieze, să conducă mașina sau alte cele. Evident, lucram la un moment dat, ziceam cum poate să facă pe chestii de abilitate și coordonare fină, lucram pe niște planșe, paturile alea basculante, cu capul în jos, dădea mingile de tenis în perete și reușea să le prindă. Acum și să vezi lumea invers, îți trebuie o orientare temporospațială foarte ciudată. Eu am zis că eu n-aș fi putut să fac așa ceva. De atâta de mult o muncit, încât a ajuns tipuri de ăștia de pacienți să facă așa ceva. Să facă minuni. Da. Păi uite, cum zice și domnul Ciprian Constantinescu, cervicala mea afectată de un accident auto, îl salută cu drag pe Adi, l-a recomandat multor prieteni și așa. Da, zice să te întrebăm și de câini. Ești crescător de câini? Sau pasionat? Pasionat, adică oricum. Ce rasă? Oricum am vreo 6. Nu se pune problema din punctul ăsta de vedere. Eu de multe ori sătul de oameni, nu că nu... Mă duc și mă relaxez, cu ei. Da, eu sunt cu pisicile, am o turmă de pisici și de câini. Mi-au plăcut ciobăneștii românești, am un carpatin, am un mioritic, am un ciobănesc de Bucovina. A, deci am ai labrador, din toate rasele românești. Da, am vrut să, așa, da. Am un șițu mic, e ok. Ai de toate, da. Așa. Rodica Bucur, un bun expert în ceea ce face, atât el cât și întreaga echipă cu care lucrează, le mulțumesc din suflet. Ionela Ioni vă întreabă așa, bună seara, am și eu o întrebare, am o durere de spate, exact pe coloană, pe os, ce poate fi de făcut, ce tratament pot, la ce se poate face? Da, și uite, chiar vreau să vorbim înainte să ajungem la accidente și recuperările pe care voi le faceți, la problemele acestea de coloană, de care se plânge tot mai mult lume. Știm că este la modă, de exemplu, osteopatia.
Ce puteți voi, ce se poate face într-un cabinet de recuperare medicală, cum aveți voi, și care sunt problemele pentru care oamenii ar trebui să se adreseze unui astfel de cabinet? Acum, în general, când e vorba de probleme a coloanei vertebrale, analizăm în primul rând ce fel de probleme sunt existente. S-ar putea să fie probleme superficiale, datorită unei, ori un traumatism, ori o mișcare greșit făcută, care să-ți dea doar o disfuncție musculară, o contractură, o leziune musculară sau ceva de genul respectiv. Există posibilitatea să apară contracturi vicioase care vor fi o viață întreagă dacă nu rezolvi posturile greșite a spatelui. Pe o scolioză, gândiți-vă, adică în condiții normale, anteroposterior, coloana ar trebui să fie dreaptă, nu are curburi, decât vizualizat din lateral. Ei, musculatura paravertebrală ar trebui să fie, să aibă aceeași lungime. Dacă ea e în formă de S, pe o parte musculatura e mai lungă, pe alta musculatura e mai scurtă, încât una din primele probleme este, practic, musculatura respectivă face un efort suplimentar pentru a menține postura, atât în statică, cât și în dinamică. Unul din efectele principale ar fi niște contacturi musculare, care pot fi dureroase. Dar în același timp, unghiurile respective de presiune greșită, practic, ăsta e discul intervertebral. Și ăștia scorpii vertebrali, pe un spate drept, repartiția presiunii e uniformă. Pe un spate scoliotic, de exemplu, unghiurile de presiune sunt total greșite asupra discului intervertebral. Încât în timp, o presiune greșită a unui a corpilor vertebral, de exemplu, asupra discului, face în prima fază ca el să nu fie discul, să nu poată fi hrănit de nutrienți, care sunt elemente esențiale pentru elasticitatea discului. Discul se deshidratează, pierzându-și elasticitatea. Elasticitatea e una din funcțiile principale ale unui disc intervertebral. El ar trebui să acționeze ca un telescop, ca un arc. Când se apropie un corp vertebral de celălalt, ar trebui să revină. Asta se întâmplă pe un disc normofuncțional. În momentul când au apărut fenomene degenerative în structura discului, practic discul, pierzându-și funcția de elasticitate, se apropie mai mult corpii vertebrale unul de celălalt, încât ei nu mai pot să revină. Ei, încet, ca și structură, discul are o bilă în mijloc, se numește un nucleu pulpos și un inel fibros. Tot apropiindu-se, practic bila aia vrea să evadeze, merge în spate în majoritatea cazurilor și îmi face o presiune, tensionează fibrele din propriul disc, practic o inflamație care recomandabil ar fi să se vadă pe RMN. Eu practic o discopatie deja grad 2 cu un prolaps sau debord discal se numește. Ei, prin spate îmi trece inervația. Depinde care zonă. Dacă e zona cervicală. Deci voi vreți să mergeți la cauză. Adică îți vine pacientul, mă doare spatele. Asta îmi dă o nevralgie. Și, și tu zici, păi stai numai un pic să vedem de la ce te doare spatele. Ai o poziție vicioasă, ai așa? Deci acum ce m-a întrebat doamna, îmi cer scuze că nu i-am răspuns sau așa, nu am cum să spun. Ai răspuns foarte frumos. Deci eu zic că ai răspuns foarte frumos. Nu am cum să... Recomandarea mea să vadă un specialist. Să vadă un specialist care, făcându-i un consult, da, își va da seama de care e cauza, sau dacă nu își va da seama, va face investigații amănunțite. Va trimite la o radiografie, va trimite la un RMN. Nu contează. Pentru că toate astea pot să dea, de exemplu, să treacă la alte probleme de nevralgii. Dacă merge undeva zona cervicală sau toracal superioară, merge pe plexul cervicobrachial. Dacă e zona toracală sau dorsală, undeva intercostal. Dacă e zona lombară, poate afecta sciaticul lombar, fesier, până la membrele inferioare în jos, dând funcții atât senzitive, disfuncții senzitive sau motorii, adică a ceea ce simți, sau din punct de vedere a mișcării. Deci o durere de spate, ea trebuie investigată, ne lăsăm, doar facem un masaj și ne simțim bine. Pentru că poate să ia în spate, poate să ascundă niște patologii mai severe care pot să te ducă la probleme care nu se mai pot recupera în câteva ședințe de recuperare medicală. Nu că dacă este ceva în fază incipientă, eu am înțeles din ce ne-ai spus aici că voi puteți face exerciții, să recomandați niște exerciții, faceți cu pacient. Mult mai simplu, dacă se ajunge. Noi analizăm complex toate problemele respective, inclusiv pacienți care vin cu disfuncții senzitive sau aproape motorii, și atunci, așa cum am... Hai să le explicăm ce înseamnă disfuncții senzitive, ca să știe să se recunoască în cazul în care sunt acolo și să o ia către medic. Exact. Acolo inervația are două, așa zis, coarne, unul motor și unul senzitiv. Unul ține de senzații,
ceea ce simți, tactile, arsuri, furnicături. Altul ține motor, ține de mișcare. Practic, așa, încep să nu mai poți să nu să mai poți miști. Să miști, da. În prima fază apar reacțiile senzitive, majoritatea durerile, mă doare, îmi dă o zonă pe unde mă arde, unde am furnicături. Ei, astea sunt deja reacțiile în momentul când e atins nervul sciatic. Dacă merge cu o presiune mai departe, poate să dea, de exemplu, ce să zic, nervul sciatic aici mi se împarte la genunchi în două ramuri. Unul sciatic popliteu intern, unul sciatic popliteu extern. Unul ține de ridicarea plantei, celălalt lăsarea... Să nu uite semne clinice care noi le verificăm, vedem pacientul. Uh-huh. Dacă pacientul începe deja să aibă disfuncții motorii, nu se mai poate ridica pe vârf, pe călcâie, are abolirea anumitor reflexe, are încordonarea de membre inferioare, deja înseamnă că e mult prea mare presiunea la nivelul inervației și de o perioadă mult prea îndelungată, încât trimitem pacientul împreună cu RMN la un neurochirurg și el trebuie să analizeze, mai putem să degrevăm factorul mecanic, adică presiunea aia pe nerv conservator sau s-a intrat în incidență chirurgicală. Deci există o colaborare din toate punctele de vedere. Se face ca să nu... fenomenul paretic care e reversibil, da? Noi trebuie să analizăm cât putem să-l întindem ca să nu-l transformăm în unul irreversibil tip legie. Și atunci au apărut, apropo, am văzut și emisiunea care ați făcut-o cu Bogdan, cu Oprea, care îl salut pe această cale, un specialist desăvârșit, a apărut și EMG-ul de care v-a explicat. Aia se face o viteză de conducere nervoasă, da? Prin care se vede și denervarea nervului respectiv și știm, comparativ cu o constantă anume, știm cât e pericolul, cât mai putem să ne întindem, cât putem să facem recuperarea respectivă. Deci aici este vorba efectiv de recuperare, nu este vorba, de exemplu, într-o durere de spate, numai de un masaj simplu în care, mamă, am rezolvat detensionarea și s-a rezolvat. Recomandarea în cazurile respective, de exemplu, pe o durere a spatelui, să zicem o lumboșciatică, dau un exemplu. Așa, da. Ei, clar, recomandarea noastră se meargă atât la efecte și la cauză. Nu poate efectul, în prima parte se tratează efectul și simptomatologia, care se face în general printr-o medicamentație asociată cu proceduri de fizioterapie. Astea în general au efect antiinflamator, vasculotrofic, antalgic și miorelaxant. Ok, dar dacă ne oprim aici, n-am rezolvat cauza. Cauza, de fapt, e o problemă biomecanică a unui disc care îmi face presiune acolo. Și care, dacă o leși neglijată și netratată, se ajunge în timp la hernii de disc operatorii. Da. Ei, practic, în prima parte rezolvăm simptomatologia, în partea a doua, recomandabil e să avem un RMN, vizualizăm RMN-urile respective, practic trebuie redusă presiunea la nivelul discului. Practic, e obligatoriu ceea ce să reducem presiunea de la nivelul nervului sciatic. Că se face conservator prin anumite exerciții cu tehnici de elongație, un elongator cu sistem electronic special, că se face operator, practic, și atunci se face o ablație, se taie de acolo. Reducerea presiunii de la nivelul nervului e primordială. E obligatoriu. Deci în etapa a doua, practic, noi trebuie să reducem presiunea. Iar în etapa a treia sunt niște exerciții medicale cu rol de formare a unui corset activ. Deci, practic, degeaba am depărtat corpii vertebrali și am retras factorul mecanic compresiv dacă nu are ce să-l stabilizeze. Deci ar trebui pacientul să aibă un tonus muscular bine definit în jurul zonei lezionale. Tonusul e cel care preia din tensiunea, care se transferă greșit la nivelul discului, până când discul începe să-și ia el funcția normală. Bun. Spuneai mai devreme că voi lucrați cu toate specialitățile. De ortopezi ai vorbit mai devreme, de neurologi. Există recuperare, de exemplu, după boli cardiovasculare? Bineînțeles, cum să nu? Deci chiar n-am auzit de... Adică auzisem eu ceva, dar mă rog, n-am discutat niciodată cu nimeni de recuperarea pe care se poate face după boli cardiovasculare. Adică după un infarct, după... Depinde aici. Dacă a fost operat pacientul respectiv, dacă nu a fost operat, la fel. Deci se face o recuperare în care la fel avem nevoie de tot istoricul. Pacientul respectiv a fost operat, are un bypass, i s-a pus numai niște stenduri, au niște probleme, e un sistem cardiocirculator,
Practic, noi tratăm împreună absolut tot, la fel cardiorespirator, intervenim pe toată componenta în cazurile respective și atunci trebuie să știm analizele pe care le-a avut în timp, are probleme de tromboză sau a făcut un Doppler prin care se vede dacă nu are cheaguri de sânge. Să fac niște analize prin care se vede un timp quick de coagulare, se numește. Toate le luăm în considerare pentru a ști. Nu putem să punem procedure de fizioterapie când apar, sunt cheaguri, de exemplu, care ar putea să le, ce să zicem, să le deplasăm pe sistemul circulator, încât să transformăm într-o embolie. Ele se pot deplasa spre anumite organe vitale, apărând o embolie pulmonară, o embolie cerebrală, un infarct sau altceva de genul respectiv. Deci voi puteți face recuperare inclusiv după boli cardiovasculare. Cum este un plan de tratament pentru un astfel de... Sau, mă rog, pentru bolnavii care vin la voi pentru recuperare, ședințele se fac săptămânal, de mai multe ori pe săptămână? Depinde de... Și aici e individualizat, nu există. Depinde de caz. Depinde de caz, sunt în general cazuri în care e de preferat să se lucreze în fiecare zi. Sunt cazuri în care nu poți să... Un pacient cu un AVC neurologic, accident vascular cerebral, de exemplu, care are un deficit de forță, care abia atunci ai reușit să-l aduci în centru de recuperare trecând prin anumite etape în ambulator, de exemplu, prima fază, încă lucrăm la sistemul de reglare a tensiunii arteriale, acolo ei încă nu-și reglează foarte bine tensiunea arterială în prima fază. Ei, atunci clar că nu o să-i aducem în fiecare zi. O să prefer să-l aducem de două, de trei ori pe săptămână, în prima dată o perioadă mai, o distanță mai mare, după ce se adaptează, încercăm să creștem, la fel. Nu suntem la o simplă sală de sport sau ceva de genul ăsta în care... Vă dau acum niște exerciții și gata. Pacienții în cazurile respective și cei cardiovasculari, în general, există tot felul de tehnici specifice cu care se lucrează. În general, nu se lucrează pe contracții izometrice. Contracția izometrică e fără, de exemplu, o contracție musculară, fără deplasarea segmentului, în care apare o stază venoasă la un moment dat. Deci apare în grupa musculară respectivă, dacă se face cu o perioadă foarte îndelungată, apare elemente de contraindicații, pentru că nu mai circulă, se oprește, practic, în grupa musculară respectivă circulația, încât apare un deficit circulator spre organele care avem noi nevoie. Ei, indicațiile teoretice în școli sunt undeva să faci o contracție izometrică de maxim 6 secunde. Nu poți să o faci așa, totul individualizat. Dacă îmi vine un sportiv, pe ăla poate să stai într-o contracție izometrică minute bune, ce să zic, nu se pune problema de chestia asta. Ei, dacă îmi vine un pacient cu o problemă, care atunci trebuie să ținem cont de tehnicile respective pentru a elimina elementele de contraindicații. În primul rând, asta facem noi. Adică trebuie să știi foarte bine... Ca să nu faceți mai mult rău decât bine. În primul non-nocere, din punctul ăsta de vedere, le-am explicat totdeauna și echipei și noi lucrăm pe sistemul... Luăm pacientul etapizat de la zero. Oricât de bine ai pregătit și dacă e sportiv de performanță, trebuie să analizezi. Nu s-ar etape niciodată. Ok, pot să accelerez procesul de recuperare în etapa respectivă dacă, urmărind pacientul, îmi dau seama că e ok și bine. Atunci accelerez procesul de recuperare în perioada respectivă, dar nu s-ar etape niciodată. Sărind etape, pot să apară elemente de contraindicații. Spune-mi, te rog frumos, cum faceți voi, cum luați un pacient cu un accident vascular sau cu ce patologie, a rămas cu o pareză, cu așa, da. Și ce reușiți voi să faceți cu el? Reușiți o recuperare totală, de exemplu, ați avut astfel de cazuri? Mă rog, când a fost accidentul vascular mai mic? Depinde cât e de vechi accidentul, pentru că în neurologie, în general, există... nu neapărat o teorie general valabilă. Primul an e foarte important.
Deci primul an în care cu toată... Primul an după un accident, după vascular, cerebral, așa. Da, în care se spune că dacă nu ai, în alte cazuri se spune 2 ani, e preferabil să obții rezultatele în anul respectiv. Dacă n-ai reușit sau pacientul a venit cam după un an de zile, devine puțin mai greu. Devine puțin mai greu toate problemele respective. Asta asociat cu toată medicalizarea. Deci nu este de stat. După ce ai făcut un accident vascular, trebuie să înceapă imediat recuperarea. Recuperarea se începe practic dacă e scos de la, ce să zic eu, de la terapie intensivă și nu mai există factor de risc din punct de vedere a funcțiilor vitale, imediat trebuie să fie preluat pe recuperare medicală. Absolut, pentru că un pacient neurologic care nu poate să se miște, dau un exemplu, da? Teoretic mai mult, din două în două ore ar trebui schimbate pozițiile. Chiar dacă există saltelele la contraescarie acum, teoretic din două în două ore, pentru că pe punctele maxim de presiune, practic unde nu avem grupe musculare, unde superficial, cum ar fi pe călcâie, la coate sau așa, apare niște staze venoase din punctul ăla de vedere, nu se mai circulă sângele corespunzător și apare scarile respective care se vindecă foarte greu, sunt extrem de periculoase și invalidante. Și urâte, da, na. Foarte invalidante la persoane care nu au o circulație bună. Și atunci trebuie preluat pacientul în secunda 2, din punctul meu de vedere, după ce s-a rezolvat funcțiile vitale. Doina Lucia Dumitraș, felicitări, familia Cârlejan, Ana Vlaico, felicitări, Căpraru Alina, foarte educativă emisiunea, felicitări domnul Adi pentru frumoasa prezentare, felicitări întregii echipe de la Fiziokinetic, Bistrița Năsău, Drăzvan, Andrei, Mihaela, Larisa, mulțumim pentru tot profesionalismul, serenitatea și empatia vă recomandă. Gabor Tunde, mulțumim pentru explicațiile oferite, sunt foarte utile. Undești, tu spui că în cazul unui accident vascular, recuperarea trebuie să înceapă imediat, iar primul an este extrem de important pentru a recupera cât mai mult, nu din dizabilitățile, temporare. Am avut cazuri când, bine, aduci îmbunătățiri, îmbunătățiri multiple pe parcursul întregii vieți. Nu se pune problema de asta. Dar referindu-mă la o recuperare totală din toate punctele de vedere, e de preferabil să se realizeze în primul an. În primul an. Și, de exemplu, după recuperarea în cazul unui infarct sau afecțiuni cardiovasculare, cum recomand? Tot așa, imediat ce pacientul... Totdeauna trebuie preluat. Acum, în orice există, pentru asta există specialiști în recuperare. În cazuri, operația, totdeauna ne-am susținut, operator 50% are, în cazul că vorbim de operație sau ceva. Operația e 50%, 50% e recuperarea. Să știți că asta spun și medicii. Dar niciun procent, nici mai mult, nici mai puțin. Cine, adică zic, degeaba noi facem partea de mecanică, de operație, dacă după aceea nu sunt serioși la recuperare. Recuperarea trebuie făcută, e nevoie de a noi, nu facem magia numai și invers, dacă nu e operație, degeaba noi ne chinuim. Deci ne chinuim, totul merge mână în mână. O operație făcută corespunzător ne face ca nou să ne fie foarte ușor, din toate punctele de vedere. Și pacientului. Și pacientului, că el e principalul beneficiar. Ei, totdeauna am susținut procentul ăsta de 50%. Când aud cât un medic spune pe operații și operații destul de grave, n-ai nevoie de recuperare, du-te acasă, că e destul de uimit un pic de atitudinea asta, dar... mergem înainte. Bun, hai să vorbim de recuperarea post-COVID. Faceți recuperare post-COVID? Știu eu că pregătiți. No, acum știți ce? N-aș vrea să dărâm mituri sau n-am inventat noi roata de la căruță nici într-un caz. Fie de așa cum ești tu dintotdeauna. Da. Aplicat și foarte profesionist. Apar acum niște chestii care par mai mult de marketing, mai ales așa generale, pe avem protocol post-COVID. Da. Cum din punctul meu de vedere, una e partea profilactică, unde s-a ajuns la un consens la nivel mondial, nu de stopare a problemei respective, ci de încercare de a creștere imunității organismului printr-o anumită medicamentație. Da, asta este una. Dar în momentul când a apărut patologia,
Și vine la și când spune, avem protocol, un protocol COVID. Nu există. COVID-ul ăsta dă anumite disfuncții. Patologia respectivă dă anumite disfuncții. De asta vreau să spun că dă, lovește în fel și chip. Adică luăm 100 de pacienți care au făcut COVID și o să vezi că nu i-a lăsat pe toți la fel. Adică nu unul pot, are exact. O chestie... Unul afectează bronhopulmonar, unul cardiorespirator sau asociat, se pune problema. Altul are probleme musculare, altul inflamații intraarticulare, altul neurologice. Noi tratăm disfuncția respectivă date de COVID, intervenim, se fac niște investigații complexe și trebuie intervenit. Nu există un protocol standard. Iarăși vorbim de adaptarea pe fiecare caz și fiecare pacient. Acum mi-au venit foarte mulți pacienți în care am fost de multe ori suspicios așa sau din cauza COVID-ului. Ok, neștiind istoricul intrat din toate punctele de vedere și atunci e normal că stăteai un pic, dar am avut un caz în familie cu afectare neurologică, acum nu voi, a fost post-COVID, deci post-COVID, cu toate simptomele, fără gust, fără miros, după care a apărut o disfuncție motorie urâtă, o pareză de nerv de trigemen, o pareză facială, dar cu disfuncție și senzitivă și motorie, adică jumătate din... ocular, la fel, comisura, gură, nas, jumătate de gât, nu simțea, nu putea să miște absolut deloc. Încă dacă venea mâncare undeva în jurul, colțul gurii, nu putea să scoată. Deci nu se punea problema, trebuia să iei cu mâna sau altceva de genul ăsta. Ei, n-am văzut în viața mea o afectare atât de rapidă, pe toată simptomatologia respectivă, dar nici cu remisie la fel de rapidă. Undeva în 3 săptămâni avea control. Remisia înseamnă că își revine. Avea control total la 3 săptămâni. Deci astea, în general, sunt destul de grave și invalidante și dacă nu intervii în prima fază. Bun, am intervenit, am știut ce să fac. Am intervenit cu medicamentație antiinflamatoare, cu milgama, B-urile respective, am făcut... tot felul de proceduri de fizioterapie, de la magnetodiaflux, laser de biostimulare, laser antiinflamator. Am făcut niște proceduri de galvanizare, la fel în care cu o soluție de ser, gluconolactat de calciu sau piracetam și făceam ionizările respective împreună cu masaj și o gimnastică medicală specifică în care te strâmbi în toate direcțiile și în toate felurile, încât în 3 săptămâni și-au revenit. Asta poți să dai. Dar asta au fost pe afectare COVID. Așa că cine îmi zice că nu există, nu cred. Că ați văzut cu ochii dumneavoastră. Da. Bun, am avut invitat aici un kinetoterapeut de la Cluj care spunea și au spus și cei din spital că și în spital încep prin exerciții de kinetoterapie să-i învețe pe pacient să respire iarăși. Ce se mai poate face, nu știu, în recuperarea post-COVID? Acum sunt anumite metode specifice. Majoritatea sunt prin gimnastică medicală. Crei probleme cardiorespiratorie la nivel de capacitate toracică, că se acționează la nivel bronho-pulmonar sau cardio, că se acționează respirator. Există aparate de fizioterapie superinductiv sistemul, cum îi spune acum, care practic lucrează cu nivel de tapotament sau electrostimulare pe musculatura intercostală. Tot felul de tehnici, poți să folosești salina, poți să folosești aerosolii, depinde de... Fiecare caz are particularitățile. Exact, dar toate vor beneficia de recuperare și prin gimnastică medicală. Bun. O să vreau să vorbim imediat de seniori și cu ce probleme vin seniorii la voi. Până atunci, Zamfira Boitoș vă întreabă, vă rog să ne spuneți unde vă găsim și dacă puteți să ajutați pe cineva care are probleme cu spondiloza cervicală. Mulțumim! Da. Unde vă găsesc? Puteți să spuneți? Libertății 49. Vis-a-vis de OMV, sediul acela cu sticlă este un bloc și la parter acolo sunteți voi. Hordoan Adrian te întreabă, după operație de revizie proteză șold, la cât timp recomandați recuperarea? Acum, apropo de chestia asta, iarăși,
Și aici depinde de la proteza de șold și de protezele respective, sunt de mai multe feluri, cimentate, necimentate. Bogdan, tot de la Metotal, Bogdan Bumbu, a avut acum un pacient de-a meu, l-a operat, știe despre cine e vorba, nu neapărat, nu vreau să dau nume, la un moment dat a fost foarte simpatic, încât a zis, ok, i-a transmis pacientului, acum pot să renunț la o cârjă. Deci el era în două cârjă, deci acum pot să renunț la o cârjă. Și a început să râdă pacientul și el aproape alerga deja. Deci, ce se întâmplă? Ok, tot ceea ce facem noi pare la un moment dat, e prea repede. Nu, totdeauna analizăm cazul individual și cum ne răspunde. La un moment dat, ceea ce făceam cu pacientul respectiv era de așa mai mult de legiunea străină decât omul cu proteză. Cum, el are proteză și făcea niște chestii așa. Andy Murray, care e un jucător renumit de tenis, are endoproteză de șold. Așa că protezele de șold sunt atâta de... pare, cum să zic, invalidant, doar și traumatic așa la nivel mental expresia. Dar sunt atâta de performante la nivelul ăsta, încât e păcat dacă apar fenomene algice, cu necroze de cap femural, cu care-s deja fenomenele artrozice sunt destul de avansate și urâte și dau fenomene algice, recomandarea noastră e puneți proteză, nu mai suferiți atâta că nu are, pentru că avem și specialiștii care se ocupă de chestia și asta se și face devin recuperarea. Foarte funcționale. În cât timp puteți să faceți recuperarea? Depinde de la caz, v-ați zis. Deci caz. Iarăși, totul la voi totul e, totul e de la caz la caz. Da. Revin, se rezolvă problema spondilozei cervicale cât de cât. Haideți să explicăm, doamne, care are o spondiloză cervicală, ce ar trebui să facă. În primul rând trebuie o evaluare, doi, și documentele medicale, dacă are niște documente, dacă nu, voi, de exemplu, lucrați cu RMN, știți să interpretați un RMN, da, un CT. Dar doar că spondiloza cervicală trebuie explicată, e o boală cu incidență reumatismal degenerativă. Așa. Adică, acolo mulți pacienți care vin cu patologia omospondiloză cervicală s-ar putea chiar să fie asociată. Adică tot ceea ce înseamnă durerile respective de cap, cu acufene, sunete în ureche, în momentul când se ridică, declin foarte brusc, apar vertigile respective cu tulburări vizuale, tulburări de orientare, de echilibru. Multe sunt asociate și cu probleme cu traumă mecanică la nivel cervical. Poate să aibă inclusiv asociat o discopatie la nivelul respectiv cervical și atunci trebuie tratate ambele componente, atât cea reumatismală de spondiloză cervicală, cât și factorul mecanic de la nivelul cervical, pentru că altfel nu o să avem rezultatul scontat. Dar dacă e sigură că e vorba de o spondiloză cervicală, recomandarea mea să meargă la un reumatolog care va da mai departe tratamentul și indicațiile care trebuie făcute. Și după aceea recuperare medicală dacă, alături de dacă voi. Dacă reumatologul e deschis la minte, urmăm noi. Așa, da. Bun, vreau să-mi vorbești despre seniori. Seniorii care vin la recuperare medicală, cu ce probleme vin? Problemele sunt complexe. Problemele sunt complexe date de degenerescența care, vrând nevrând, apare. Vine odată cu vârsta, vine odată, ne mai uităm și în buletin. Suntem ca o floare și la un moment dat începem să ne ofilim, așa. Dar la fel, ne mai lasă balamadele. La fel analizăm cazurile, pentru că am avut surpriza persoane destul de avansate ca și vârstă se prezentau mult mai bine ca alții de 30 de ani, ca să zic așa. Aici depinde cum, în general, la fel, pentru că nu avem tot felul de indicații. Nu se face, acum, medicina e un pic așa, cum să zic, pe o anumită constantă, da? Și vine să se spune, nu puneți pe elongații vertebrale, pe elongatorul respectiv, nu puneți persoane mai în vârstă de 60 de ani, să dau un exemplu așa. N-are legătură, dar poate nu pot să pun unul de 20. Unul de 20, oricum noi nu punem până nu analizăm un RMN. RMN-ul respectiv ne arată
dacă putem sau nu, în funcție de N factori. S-ar putea să mă oprească să pun la persoana respectivă de 20 de ani și să nu vreau să fac așa ceva și să pot să-i fac la ala de 70. Am avut persoane la care fără nicio problemă, dacă nu are o problemă osteoporotică, de exemplu, marcantă, își face un test de EXA de osteodensiometrie, dacă nu are niște scolioze urâte care cu derotări vertebrale care trăgând în găurile respective de conjugare stânga-dreapta trec nervii și dacă se derotează există posibilitatea când trag să fac să-l comprim. Mm-hmm. Sau noi analizăm toate situațiile deci, respective, caz tot e individual. Deci da. Niciodată nu-mi place să fac o analiză pe asta, pe ăla îl tratez că îi de genul respectiv sau pe celălalt așa, pentru că așa trebuie să se spun. Bun. Care sunt semnele care ar trebui să îi trimită pe senior la doctor sau pe noi copiilor să remarcăm că ce, la doctor, la recuperare medicală, să remarcăm că ce nu e în regulă și ar trebui să ajungă într-un cabinet de recuperare medicală? Acum, exceptând cazul unei fracturi, a unui accident, nu știu, tot felul de alte chestii care clar te pot trimite la recuperare medicală. Dar stăm cu seniorul în casă și vedem că la un moment dat ce nu e ok. Și unde puteți voi interveni? În primul rând, unde se poate interveni? Păi, poți să oferi un program de gimnastică în care el să se simtă confortabil sub supraveghere. Pentru că puteți să faceți și asta, să le recomandați un program de gimnastică care să-i ajute să-și păstreze mobilitatea cât mai lucrez, un timp cât mai lung? Lucrez la disfuncția pe care o are. Orice, că e o problemă cardiovasculară, că e o problemă la nivel de coloană, că e o problemă musculară, că e o... Noi facem astfel de programe, eliminând în primul rând supraveghindu-i. Și atunci nu au niciun factor de risc din punctul ăsta de vedere, pentru că toate programele sunt personalizate și făcute pe disfuncția care are și pe vârsta pe care o au. Uh-huh. Atunci nu vor apărea probleme din niciun punct de vedere, pentru că se poate observa clar aparținătorii, pot să observe, ei avându-i tot timpul sub supraveghere, poți să observe că apare o anumită, astăzi parcă nu e în regulă, astăzi e de multe ori mai meteosensibil, la schimbarea de presiune atmosferică nu se simt foarte bine, își pierde echilibru, simți că și atunci imediat trebuie să-i ducă la un anumit control încât noi să fim practic finalizarea după ce ajung la medici pe... poate pe partea de ORL, poate pe partea de neuro, poate pe partea de reumatologie, pot să ajungă la noi având niște programe pertinente care să-i ajute împreună cu medicii pe paleta. Și să fie în cea mai bună formă la vârsta lor. Bun, nu o să-ți vină să crezi, dar a trecut o oră și 10 minute aproape de când am început emisiunea. Hordoan Adrian revine, proteză cimentată, dar e revizie, e schimbarea unei proteze vechi de 20 de ani cu o proteză nouă cimentată. O să vă caut la cabinet să discutăm cazul exact, astăzi s-a făcut operația. Cel mai bine este la fel, cu tot istoricul medical, să vină la... Să vină la cabinet și atunci putem să... Pe libertății mai vis-a-vis de OMV, clădirea evident cu geamuri. Pentru că una e să povestești virtual și alta e făcând, având un anumit istoric și făcând anumite teste clinice prin care noi vedem situația lui actuală. Da. Adi, îți mulțumesc tare mult pentru prezența din această seară. Trebuie să-mi promiți că mai vii, că simt că n-am epuizat nici pe jumătate. Putem povesti pe... A fost așa o introducere oricum în știința asta a kinetoterapiei, care e într-adevăr foarte exact, am constatat eu în seara asta, foarte aplicată pe fiecare, adică nimic nu se face la întâmplare. Niciodată. O să vreau să vorbim atunci și despre aparaturile pe care voi le aveți și cu ajutorul cărora faceți recuperare medicală la fiziokinetic, dar toate la timpul lor. Te mai invit într-o emisiune și trebuie să-mi promiți că o să vii. Cu drag. Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit în această seară. Cu mine vă vedeți săptămâna viitoare. Mâine seara are emisiune Viorel Negru, trebuie să fiți pe pază, va fi Bistrița în alb cu negru. O seară frumoasă în continuare!